Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Ce bine că ești în viața mea. Dar la noi au trecut 16 ani și nu prea știm de o ceartă. Chiar nu ne-am permis niciun ton ridicat în conversațiile noastre, în dialogurile noastre. Să nu căutăm noi persoana potrivită, ci să fim noi acea persoană potrivită. Scopul meu este să o împlinesc, să o văd fericită pe ea. Asta e bucuria mare. Te caut mereu în mâna ta. Tu ești ce-mi doresc. Mă fac să plutesc. Simt dragostea. Ce mult te iubesc. Ce bine că bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Ce bine că ești! În această ocazie specială vreau să vă urez și eu Paște fericit, Hristos a înviat și sper că ați avut un weekend frumos alături de cei dragi. În această ocazie am plăcerea să vorbesc cu niște oameni deosebiți, niște oameni care cu siguranță vă vor inspira. Haideți să le spunem bun venit invitaților mei, Lucian și Adelina Susanu, cunoscuți și sub numele Familia 5. Bună seara! Bine ați venit la emisiunea Ce bine că ești! Bine v-am găsit și Hristos a înviat! Hristos adevărat a înviat! Mă bucur tare mult că ați acceptat invitația mea și că am ocazia să vă cunosc. Am văzut că aveți intense activități și pe Instagram și ați fost și la un talent show cunoscut în România și mă bucur că vă pot cunoaște mai bine. Dar în primul rând vreau să vă întreb despre Paște. Cum petreceți? Cum ați petrecut acest moment frumos? Pentru noi sărbătorile sunt ceva special pentru că ne place foarte, foarte mult să le petrecem în familie. Noi locuim în Cluj acum, dar eu sunt din Suceava, Luciani din Galați și tot timpul de sărbători plecăm de acasă. Aveți unde? Ne drag să fim cu ai noștri și ne place să ne întâlnim cu ei, cu rudele, cu familia și în general suntem pe drumuri, dar suntem cu ai noștri și asta ne place să facem, deci ne bucurăm împreună cu cei dragi. Da. Deci nu stați în Cluj de nicio sărbătoare, practic. Poate mai rar. Prima zi, ajunul, dar în general cam plecăm. Mm-hmm. Foarte frumos. Și ce mesaj ați avea pentru cei care ne urmăresc cu această ocazie? Ce gânduri aveți legat de ceea ce sărbăm, de fapt, moartea și învierea lui Hristos? Paștele eu așez alături de sărbătoarea Crăciunului, două mari sărbători. Dacă la Crăciun ne-am bucurat de darul ceresc, ca un prunc mic, înfășat și culcat într-o iesle, de data aceasta vedem desăvârșirea. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, de fapt, venea în lume tocmai să ne caute pe noi, să ne mântuiască. Și aceste două sărbători înmănunchiate, aș putea spune, ne transmit împreună același mesaj, dragostea infinit de mare pe care Dumnezeu o are față de omenire. Și suntem foarte, foarte încântați în preajma acestor sărbători, pentru că realizăm tot mai mult, tot mai profund taina mare pe care Dumnezeu a avut-o și o are pentru omenire, și anume mântuirea și la final serbarea alături de El în ceruri. Da, de-abia așteptăm acel moment. Într-adevăr, este minunat că a făcut acest lucru pentru noi, Iisus, de a-și da viața pentru noi. Și că, iată, România este o țară creștină, o țară care sărbătorește acest moment important al istoriei. Familia 5, de unde acest, nu știu să-i zic, nickname? Ne-a venit instant, de fapt, Lucian, el e foarte mult cu ideile în casa noastră. Așa. Când aveam doar 3 copii, și ieșeam cu ei prin parc la plimbare, nu mai strigam pe toți după nume,
facem acolo lista copiilor și lui a venit ideea familia 5. Gata, super. Timpul s-a terminat, mergeți acasă. Că erați și am păstrat numele pentru că acum avem 5 copii și încă se potrivește. Corect, dar cum a fost când ați avut 4 copii și plus voi 2, erați 6. Da, ziceam familia 5 plus. Aha, așa. Așa, ziceam că al patrulea era plusul. Da. Familia. Asta acum a revenit la familia 5. Mai zicem noi, familia 5 plus părinți, familia 5. Da. Oricum merge, se potrivește. Doar că dacă veți mai avea copii, iar trebuie să faceți o modificare. 5 plus. Așa, da. Le veți domni. Jongla între ele, foarte comic. Da. Dar a fost un nume cu rezonanță și a rămas așa în mintea și în urechile multora. Și așa e. E un nume plăcut. Și cum activăm și pe Instagram, pe social media... Mm-hmm. Așa vă și recunoaște lumea. Da. Ați participat la un concurs în care ați cântat cu familia. Vreau să vă întreb cum a fost această experiență pentru voi. Și ce impact a avut? Probabil unii vă recunosc de acolo. Da. Vreau să spun ceva de momentul de dinainte. Ne-am gândit foarte serios dacă să participăm, pentru că invitația a venit din partea lor. Și noi am răspuns la invitație și ne gândeam cum am putea să fim o binecuvântare inclusiv pentru un show televizat. Da. Ne-am bucurat când ne-au dat tema să vorbim și să cântăm despre familie, despre valorile familiei. Super. Și le-am spus că asta este singura noastră condiție. Da. Deci dacă ne vor în concurs, noi vom avea numerele noastre care vor evidenția valorile familiei. Minunat. Au fost foarte încântați, nu știu dacă ăsta a fost punctul nostru forte pentru anii ăia. Am ajuns în semifinal, așa cum se știe, dar dorința noastră a fost cu fiecare participare să transmitem una din valorile familiei. Foarte fain. Și clar că la televizor e imaginea. Și atunci când ne-am dat seama că noi apărem cu imaginea familiei, făcând activități împreună cu copiii, acum noi suntem o familie muzicală, copiii au cântat de mici și momentul nostru a fost muzical, dar a fost un moment al familiei. O activitate împreună cu ai noștri, cu cei mici, și a fost un plus și a fost acel click care ne-a încurajat să participăm. Ce feedback ați primit din partea oamenilor? Mesaje enorm de multe și încurajatoare. Ne-am bucurat să putem să arătăm imaginea familiei așa cum a gândit-o Dumnezeu. Corect. Și să promovăm lucrul ăsta. Ne-am bucurat când lumea a apreciat lucrul ăsta, că am avut îndrăzneala să apărăm ca o familie, cum ziceam, așa cum a gândit-o și cum a creat Dumnezeu. Mă bucur că ați putut fi un exemplu și o lumină pentru mulți oameni cu această ocazie. Iată că nu este în sine rău să participi la niște concursuri atâta timp cât îți păstrezi scopul și știi exact pe cine reprezinți și cum. Acum aș vrea să aflu povestea voastră. Vreau să știu cum ați ajuns voi doi să vă îndrăgostiți și să deveniți o familie, să deveniți familia 5. De aici încolo cred că o să vorbească numai Adelina. Păi de ce? Și tu ai o parte a ta personală, subiectivă. Da. E fascinată de... îi place foarte mult să vorbească despre asta. Da. Îmi place chiar să reluăm din când de când. Hai să mai povestim o dată cum a fost, cum ne-am cunoscut, cum s-a întâmplat. Mi se pare că sunt amintiri frumoase, exact. Și nu trebuie uitate. Și atunci când le mai povestim, retrăim un pic momentele de atunci. Păi această ocazie este oportunitatea perfectă de a vă reaminti și a retrăi aceste emoții. Exact. Noi ne-am cunoscut
într-o plimbare, într-o excursie, concediu pe care am avut-o eu cu părinții mei în Italia, el în perioada respectivă locuia în Italia, ne-am întâlnit acolo la activități în cadrul bisericii, tabără de tineri era acolo, ne-am cunoscut, dar nu a fost îndrăgosteala. Eu eram oricum destul de mic atunci, aveam 16 ani, nu prea am stăteam mie capul la relații de lungă durată, dar ne-am cunoscut în felul ăsta de a sluji, de a cânta. Și am apreciat la el foarte mult lucrul ăsta și dedicarea lui și în toate întâlnirile noastre pe parcursul a 2 ani, nu au fost foarte dese, repet, el era în Italia, eu eram în România, da. Dar când ne întâlneam era o prietenie simplă, amici, dar apreciam foarte mult felul de a fi. Eu l-apreciam pe el, el m-apreciat pe mine. Deci nu exista ceva romantic. Ați fost amici, colaborați muzical, cam asta era. Da. Eu aș fi îndrăznit, dar era prea mică. Așteptai să devină majoră, nu? Da. Da. Eu apreciam la el că nu își arăta intenții. La început nici nu a avut nicio altfel de intenție, pentru că, da, mă apropiam de majorat acum și erau mulți, mai mulți băieți care încercau să ajungă. Să-ți intre în grații. Da. Și apreciam la el că nu vedeam interesul ăsta direct, ascuns. Așa. Direct, exact. Și am fost foarte naturală și eu și el și atunci ne-am cunoscut foarte natural, foarte simplu, foarte, foarte degajați. Și cunoașterea asta reală ne-a făcut să ne dăm seama la un moment dat, totuși, când ne-am întâlnit, că e o legătură mai specială între noi. A fost picătura aia care a umplut paharul și ne-am dat seama că e o altfel de legătură, totuși, dar între noi. Cine, care dintre voi a avut curajul să zică, adică, totuși era un risc al relației de amiciție pe care o formaseți, să zică, măi, cred că e cea mai mult, ai vrea să încercăm? Cine a fost curajos? Păi, eu? Și cum ai abordat situația? Nu puteam să pierd așa ceva. Eu aveam o rugăciune ascunsă a inimii, în care îi ceream lui Dumnezeu, dacă e să fac pasul ăsta în căsătorie, să pot să fiu o binecuvântare. Mi-am dorit foarte mult lucrul ăsta, să nu am prietene neapărat, doar așa, ca și cunoștințe. Da. Și am observat în Adelina acea maturitate, acea profunzime a relației, să spun. Mi-am dat seama că în momentul când o să-i spun de o intrare într-o școală mai aleasă, și anume a prieteniei, a logodnei, am știut că și ea își dorește lucrul ăsta. Și a fost simplu, deși e frumos, e plin de emoție momentul ăla când te apropii, așa a fost și la noi, cu sfială, cu aplecare. Fluturaș în stomac. Și cu multă rugăciune. Însă am fost aproape convinși unul și altul că ăsta e drumul nostru. Și eu am știut că e aleasa mea. M-am bucurat tare mult că a zis da. Practic, el nici nu m-a întrebat dacă vreau să fiu prietena lui. A întrebat dacă hotărâm împreună să pășim în școala asta a prieteniei și a unei relații și a unei cu altfel de formulă. Da. De smart, foarte frumos. Da. Mai artistic el așa. Păi, na, artistul din el a vorbit. Da. Și deci după 2 ani de relație de amiciție ați început o relație de iubire romantică. Cât a durat până când v-ați decis că ați putea să vă căsătoriți? Cred că și câteva zile, că ne-am întâlnit în decembrie. Okay.
la 19 decembrie ne-am întâlnit și după aia deja în perioada sărbătorilor înainte să se întoarcă, deja aproape știam că ne vom căsători unul cu celălalt, n-a mai fost niciun dubiu. A mai durat un an și ceva să termin școala, să termin clasa 12 și toate pregătirile, dar am știut. Am știut. Mi-aduc aminte de o chestie interesantă. Zice, Lucian, ai de gând să mă ceri? Că noi trebuie să pregătim nunta. Să rezervăm localul, că na, să ai timp, berechet de organizat. Lucrurile au fost foarte, foarte frumoase și continuă să ne surprindă și acum după ceva ani de căsnicie. Dar au fost foarte frumoase și pregătirile de nuntă și apropierea asta tot mai aleasă, când știai că e viitoare mireasă și începeai să te gândești la ce înseamnă viața de cuplu, de familie. Noi le-am pus așa ca pietre de aducere aminte, fiecare moment așa special a fost pentru noi și rămâne. Da. Deci, practic, când ai fundația asta bună, sănătoasă a unei relații de prietenie, mult mai repede îți dai seama, adică nu mai ai nevoie de foarte mult timp să te gândești la căsătorie, pentru că deja te cunoști. Exact. Bine. Exact. Așa-i. Vreau să vă întreb despre diferența de vârstă. Cât este între voi? 11 ani. 11 ani. Pentru mulți este un subiect așa mai fierbinte, pentru că au ceva de spus, ba de comentat. Vreau să vă întreb pentru voi cum a fost. Ați avut parte de comentarii de genul? Sfaturi? Eu mi-aduc aminte de tot așa de o glumiță, le ziceam. Da. O glumiță a mea era când eram Flăcău, ziceam, îs frumos și mă mai fac. Exact. Acum, de asta am fost de acord, să mă căsătoresc el, că dacă mi-o promis că e frumos și se mai face. Da. Da. Parcă la un moment dat întrebau părinții, socrii, da. Lucian, cum privești lucrul ăsta? Și eu m-am bucurat să le spun că au o fată foarte matură, care nu simt că trebuie să o cresc. Da. Adică nu e o copilă pe care o cresc, din contra, suntem, știm ce vrem și Dumnezeu vrea lucrul ăsta de la noi. Faptul ăsta ne-a ajutat așa să nu privim niciodată. Iar am și uitat. Da, că e diferență. Da. Eu cred că m-am maturizat un pic mai repede. Uh-huh. Așa am avut grupul meu de prieteni. Eu eram cam cea mai mică și atunci am crescut mai repede. Da. M-am maturizat odată cu ei și am apreciat foarte mult băieții, bărbații care știu ce vor. Care sunt cu capul pe umeri, știu să ia decizii, știu să-și asume responsabilități. Iar cei de vârsta ta erau mai imaturi, probabil. Da, nici nu era în calcul. Pentru mine, eu asta mi-am dorit. Eu asta am vrut, asta am căutat. Și nu știu, dacă au fost altfel de păreri sau discuții, nu prea ne-a interesat așa mult, pentru că noi am fost ok cu lucrul ăsta și simțim că funcționăm bine așa și nu avem absolut nicio problemă. Da, mai zic o vorbă apropo de diferență. Știi, era vorba aia, dacă ți-ai ales o fată frumoasă, deșteaptă, credincioasă, acum atrage, adică ține pasul. Da. Da. Trebuie să faci efort. Da, lucrul ăsta e frumos, că ne obligă să fim atenți, să fim oarecum în tren, în sensul că sunt anumite momente când, de exemplu, dacă în viața mea prioritatea ar fi, nu știu, ceva, o activitate legată de lucru, de serviciu, și Adelina vrea în mod expres să ieșim undeva, îmi dau seama că acea nevoie o aveam și eu cu 5-7 ani în urmă. Și atunci e plăcut să răspunzi oarecum nevoilor.
din familie. Da, tu poți să înțelegi deja etapele prin care ea trece și să răspunzi pozitiv la nevoile acestea. Da, niciodată nu a fost în familie la noi să zic lasă că eu am trecut pe acolo sau foarte bine. Sătul de plimbare sau de aia și de aia. Nu, din contra. E un om foarte dedicat. Minunat. E un om foarte dedicat și iubește foarte mult și e foarte atent la toate nevoile noastre și ale mele și ale copiilor și asta a fost un lucru care m-a atras la el de la început. Din perioada de amiciție, toată dedicarea asta lui și iubirea maximă. Da. Nu știam eu ce o să urmeze. Și tu totuși erai plăcut, iubitor și uite că asta a fost foarte important pentru Adelina. Da. Revenind la momentul în care voi ați început să vă pregătiți pentru nuntă. A fost, nu știu, complicat, a fost frumos să-ți cauți rochie, Adelina, să căutați local, să... Știam destul de bine cam cum îmi doresc, cam ce vreau și, cum ziceam, e un om foarte dedicat și m-a lăsat cu toate... Îți faci de cap. Da, cu toate visurile fetelor de a avea nu știu ce fel de rochie, cu nu știu ce muzică, cu caleașca, am mers cu caleașca spre local unde a fost nunta. I-a plăcut să mă vadă că îmi împlinesc visurile alea de fată, de domnișoară. Da, foarte fain. Și n-a fost greu pentru mine, nu? Dar și pentru el, pentru că l-am simțit. Când ea e fericită, ești și tu fericit, nu? Până la urmă, așa funcționează. Da. Da, am descoperit, uite acum, după anii ăștia de căsnicie, am descoperit că nu-i nimic extravagant în iubita mea. Toate lucrurile au gust. Și asta am apreciat foarte mult. Eu vin dintr-o familie de... așa cum mai mulți membri, suntem 10 copii și nu știam ce înseamnă luxul ăla maxim și am apreciat foarte mult să văd frumusețe, calitate, dar așa, moderat. Cu bun simț. Cu bun simț, da. Și încă mă bucur de lucrurile astea, că să fac un echilibru așa interesant, în care nimeni nu-i lezat, că îi cheltuit fără rost sau... Da. Da, și m-am bucurat enorm să văd, uite și acum mi-aduc aminte de rochia aia cu năsturei, cu sută special, cu danteluțe și așa mai departe, foarte, foarte frumos. Da. Ce vă amintiți din ziua nunții? Acum câți ani a fost de când sunteți căsătoriți? 16 ani. 16 ani, facem mai. Oho, e ceva. Da, da, da. Dar au trecut repede. Cred. Repede, dar parcă și a fost într-o altă viață, așa de multe s-au întâmplat în toți cei 16 ani. Ce moment v-a impactat așa din întreaga zi? Eu mi-amintesc că abia după 2-3 zile am petrecut după aia o lună, exact o lună. De miere. De miere. Nu știam așa, da? Că după mai urma... rar. Nu știam că după aia vor urma și ani, dar am zis să fie o lună, dacă tot se numește lună. Da. Și eram la un moment dat, nu știu pe unde, eram prin țară poate, după 2-3 zile zic iubito, lucrurile alea s-au întâmplat și am început să povestim și să reluăm practic. A fost un vis. Da. Asta a fost foarte, foarte bine organizată. Am avut un caiet de organizat, de îndeplinit, ăla făcea ceva, ăla celălalt era foarte organizat. Practic și familiile au fost foarte încântate și abia așteptau. Implicat. Nu au fost deloc tensiuni. După aia întreaga țară ne cunoșteau dinainte de a ne căsători. Și erau, singura lor supărare ar fi fost dacă nu-i invităm. Dar nu știam cum facem o nuntă de mii de oameni. Și parcă așa, cum zicem noi, îngeri și oameni s-au adunat acolo și a fost totul o mare, mare sărbătoare
plină, plină de farming. Câți invitați ați avut? Cum? Aproape 300. Aproape 300. Da, e ceva. Da. Destul de mare. Că ar fi putut să fie și mai mare, corect, dar nu mai am un local. Ora că am vrut un local la munte să se vadă pădurea, brazii și multă iarbă verde în curte. Da, visurile. Emoții foarte mari nu am avut, pentru că am avut totul organizat și știam că de orice lucru e cineva care să se ocupe. Dar mi-amintesc momentul rugăciunii în care ne-am rugat și am simțit binecuvântarea lui Dumnezeu și așa, liniștea și pacea din suflet. Minunat. Deci ați avut o lună întreagă de miere la propriu. Unde ați fost? În multe locuri. Am plecat cu mașina. Toate locurile romantice. Da, am ales locuri romantice. Am vrut să vedem toată Europa. Da. Veneția, Paris, Coasta de Azur. Oh, ce plecat frumos. Cu mașina. Am stat o săptămână aici în țară să vizităm și aici niște locuri și apoi prin Europa. Dar am vrut să stăm o lună. Am vrut să stăm o lună, am avut toate stelele. Cred. Și o stea și patru stele, dar am vrut să mergem să vizităm orașele romantice. Super. Foarte fain proiect. Să ne formăm amintiri. Da, am realizat încă de la început că e important să ne cunoaștem tot mai mult. Acum ne știam așa ca doleanțe, ca visuri, dar nu știam ce înseamnă să fii căsătorit. Să trăiești non-stop împreună. Da, 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 da. Să descoperim cum facem mâncarea împreună, cum sunt toate activitățile, doar noi, doar noi doi. A fost foarte frumos și rămâne în continuare. Adevărul că până nu ai copii, nu realizezi ce timp aveai înainte și că poate n-ai profitat suficient de el. Da, da. Așa că voi ați făcut acest lucru și chiar v-ați bucurat de timpul ăla imediat de după nuntă, care se duce și nu mai poți să te întorci acolo niciodată. Exact asta am zis și noi atunci și el a fost foarte pro ideea asta, că o singură dată poți să ai luna de miere. Mm-hmm. Concedii mai ai. Corect. Se iei tot felul de ocazii, tot felul de plimbări, de ieșiri, dar luna de miere e numai atunci, după nuntă. Și atunci să o facem să fie deosebită și să ne amintim cu drag de ea. Cu siguranță aveți multe amintiri, poze din acest tur frumos împreună. Da, da. Și cum a fost să reveniți totuși la o viață normală în care să trăiți, să munciți, să vă adaptați unul celuilalt și la viața de cuplu, dar și la viața profesională? Ați întâmpinat dificultăți în a vă adapta? Nu. Deloc. Absolut deloc, super. Nu. Mi-aduc aminte de, mai ziceau prieteni de-ai noștri, v-aș certat și noi ne uitam unul la altul. Bă, încă nu, adică de ce neapărat trebuie să ne certăm la o săptămână, la două, la trei? Și bine, e vorba aia că cine spune că nu s-a certat, minte. Dar la noi au trecut 16 ani și nu prea știm de o ceartă. Chiar nu ne-am permis niciun ton ridicat în conversațiile noastre, în dialogurile noastre. Ce tare. Pot fi păreri diferite, dar nu ton nepotrivit sau ceartă. Acum, sincer, ne este și greu să zicem lucrul ăsta, că mulți cred că... Mințiți. Da. Deci... Păreri diferite avem, dar la noi, ca să respectul e foarte important. Și atunci, când îl respecti pe cel de lângă tine, când îți respecti partenerul, respect și ceea ce are de spus. Și noi așa știm, să ne ascultăm unul pe altul. Nici nu mi-a dat motiv de ceartă. Da, cred că multe lucruri se liniștesc așa, dacă îți dai seama că cel care e lângă tine, de fapt, e sufletul tău ales, e soția ta, e iubita ta, adică cum să-ți permiți să ridici tonul sau să îi întorci spatele sau alte lucruri, mai ales că noi știm că suntem din Dumnezeu și Dumnezeu ne-a,
ne-a dat, ne-a hăruit cu iubirea asta mare, noi dar trebuie să o revărsăm spre celălalt. Într-adevăr, este unic ceea ce voi trăiți și ce spuneți, faptul că mindset-ul, cum îți stabilești dinainte, măi, eu nu voi ridica tonul, nu voi țipa vreodată la iubirea vieții mele, dacă stabilești de la început asta, chiar se poate să trăiești o viață plină de respect, fără certuri, doar cu opinii diferite, că asta e imposibil să nu existe. Da. Și mă bucur că vorbiți despre asta, pentru că chiar și în familii creștine acest lucru poate să apară. Să apară cel puțin tonul ridicat, dacă nu și cuvinte mai dureroase pe care ni le adresăm unul celuilalt. Ce alte lucruri vi le-ați setat voi la început de drum? Ați zis, asta nu vom face niciodată, asta nu vom avea grijă să... Am vrut să continuăm slujirea, adică o să înțelegi că sunt legate lucrurile. Viața noastră de familie implică și slujirea. Adică activitatea muzicală, da? Activitatea muzicală, da. Am încercat să avem un echilibru în lucrul ăsta, să continuăm să cântăm, să răspundem invitațiilor legate de partea asta de slujire, în același timp să avem un set de valori ale noastre ca familie. Și cred că am reușit așa, deși viața te cam te provoacă când îți copiii la noi au venit unul după celălalt. Nu spunem că suntem obosiți, spunem că nu am avut foarte mult timp liber. Da, da. Am știut să-l grămuim. Deci ne-am dorit ca un prim lucru, o valoare, să știm să grămuim timpul, să știm să apreciem orice zi. Și atunci ziua noastră cam fost, sau săptămâna, sau luna, a fost un pic planificată. Lucrul ăsta ne-a ajutat foarte mult în viață, ca să nu avem anumite remușcări, că a trecut un an și n-am avut o vacanță, sau a trecut o zi și nu am povestit cu copiii. Deci grămuirea timpului cred că a fost un lucru bun și Adelina e expertă în a organiza. Da. Ea și-a luat rolul ăsta ca să nu uit de vacanțe, de concedii. Așa, da. Noi la asta ne pricepem cel mai bine, să planificăm vacanțele. Da. Mai bine ca mine, sau mai mult ca mine, să iubească plecările și călătoriile, nu știu. Cred. Dacă sunt, dar unul din cele mai frumoase lucruri pentru mine și pentru noi ca familie, până la urmă, că așa au crescut și copiii. Exact. Să călătorim, să dăm muzica tare și să plecăm, dar împreună. Super. Să fim toată familia împreună. Da. Ziceai de certurile alea din familii care sunt. Nu ne-a plăcut deloc, dar absolut deloc, să facem din țânțara armăsar. Poporul nostru român se pricepe la asta. Record, da? De aia și este vorba, exact, că se pricepe la asta. Și am fugit din lucruri nimic, din lucruri de nimic, din lucruri mărunte, să faci mare poveste și mare ceartă. Și am catalogat așa lucrurile, le-am diferențiat. Astea sunt lucruri mici, n-are rost să le băgăm în seamă, trecem peste ele, ne concentrăm pe lucrurile cu adevărat importante. Păi, viața de familie nu poate să se rezume la o mâncare mai puțin sărată sau ce știu eu, un pantof care după ce ai umblat prin noroi, normal că e murdar. Da, astea sunt lucruri mărunte, le rezolvăm. Cine ajunge primul la lucrul respectiv îi găsește soluția și e simplu, e foarte simplu. Cred că trebuie să avem grijă la toată iubirea asta pe care o avem, de fapt, o avem, numai să reușim să o împărțim. Că noi, practic, asta facem. Suntem niște risipitori de iubire. Asta e expresie frumoasă. Da. Și asta trebuie să facem, să risipim în sensul corect. Ce frumos spus. Să împrăștiem. Da. Iar legat de viața cu copii și ce ne-am dorit noi foarte mult de la începutul căsniciei,
a fost să ne facem timp pentru ei, să coborâm la nivelul lor și să îi înțelegem, să intrăm în lumea lor și să le fim alături. Și noi și în toate plecările și invitațiile noastre din domeniul muzical au fost tot cu copiii, pentru că am vrut să-i avem cu noi tot mai cât de mult s-au putut. Noi mai zicem că viața de familie, de cuplu, nu se termină când au venit copiii, că mai ales în ziua de azi, cu toate noutățile și toate invențiile, chiar e mai ușor să pleci cu ei. Și pentru noi a fost așa, ca o literă de lege să îi luăm cu noi, peste tot, să se învețe cu stilul ăsta de viață, cu felul ăsta de a fi. Și și voi, să nu vi se termine viața aici, că aveți copii și trebuie să stați cu ei acasă, să-i creșteți. Nu, vă continuați activitățile și luați cu voi. Foarte sănătos. Exact. Și așa i-am implicat și pe ei și așa au crescut și ei. Și le place și lor? De-aia suntem și familia cinci și cântăm împreună cu ei. Mai nou avem invitații la care ne spun, puteți să veniți și voi cu copiii. Ce tare! Deci, însoțitori măcar. Da. Managerul, șoferul și responsabilul de costumație. Da. Dar vreau să mă întreb, întorcându-ne puțin, cum a fost să deveniți părinți? La cât timp s-a întâmplat după nuntă? Foarte repede. În a doua lună am rămas însărcinată. Oh, ok. Da. Ca să nu spun că deja era preocupată. Au trecut 2 luni. Aoleu, serios? Am avut o frică. Aveam niște vecini care n-au reușit deloc să aibă copii. Și mie mi-au plăcut foarte mult copiii. Îmi plăcea unde vedeam bebeluși și copii. Eram cu ei acolo și mă jucam cu ei. Și am avut undeva ascunsă o frică de a nu putea avea copii. Și de asta... Vai, 2 luni, e prea mult. Da. Comic. Da, ne-am dorit copii și, cum ziceam, pentru noi copiii nu au însemnat un stop din ceva. Eu mi-am terminat facultatea având copii, masterul l-am dat însărcinată fiind cu al treilea, disertația la fel și el. Deci pentru noi n-a fost un capăt. Da. A fost un alt fel de viață și ne-am adaptat la noile nevoi, la noile cerințe. Și... nu știu, pentru că e o bucurie să putem să împărtășim cu copiii tot felul de întâmplări și de nebunii și de plimbări și de experiențe. Adică pentru noi copiii chiar îmbogățesc viața noastră și chiar ne înfrumusețează. Da, e plină de provocări și e plină de necunoscute și mai ales acum avem în casă și adolescenți, avem și toddler din aia, așa, în lumea lor. Dar e plină de provocări, dar e și frumoasă și prin ei creștem și noi, ca adulți, și ne formăm și învățăm să iubim, învățăm să renunțăm la noi, învățăm să ne dedicăm timpul pentru ei. Și noi am înțeles că ei sunt dar. Da. Dacă e darul lui Dumnezeu pentru noi, o să ne dea și înțelepciunea să-i creștem și puterea necesară. Și la un moment dat poate fi o zi în care spunem, băi, gata, suntem la capătul puterilor, dar de fapt vine unul micuț cu o glumiță, cu un zâmbet și ne dăm seama că nu suntem la capătul puterilor și ne bucurăm. Ne bucurăm enorm de binecuvântarea asta. Acum, noi mai avem o glumă noastră. Pentru cei care consideră că sunt mulți copii, 5, zicem că sunt 2 serii. Avem prima serie și a doua serie. Da. Chiar vreau să vă întreb, ce vârste au și ce nume copiii voștri? Prima serie. Așa. 15, 13, 11 ani. Și ei sunt David, Nadine și Matias. Și în a doua serie, iar un băiat și o fată, la 3 ani jumate, 1 an jumate. Oh. Aaron și Evelyn. Micuți, da.
Da, da. Foarte tare. Și cum e cu adolescenții? Trebuie să vorbești într-un fel, ei au acum tot felul de trăiri, cred, și de probleme interioare, iar cei mici prinde viață și energie. Cum faceți ca lucrurile să funcționeze? Am învățat să-și aștepte rândul. Da, așa. Da. Ridică mâna. Mami. Eu am nevoie acum, eu. M-am bucurat să văd în copiii mari că observă când ăștia mici au o nevoie urgentă sau nu înțeleg că până la urmă nevoia lor de, ce știu, apă da, e chiar urgentă, dar înțeleg că sunt mici și atunci au învățat să aștepte, să termin ce au, îi am mici nevoie și apoi să revin la ei. Nu știu dacă am menționat undeva că eu stau acasă cu ei. Fac și alte activități și ajut în alte treburi cu actele, hârtiile în domeniul, în serviciu pe care îl avem, dar foarte mult timp îl petrec acasă. Foarte bine. Cu ei și având timpul ăsta, clar, reușesc să mă dedic mai mult și să am, nu știu dacă există vreodată suficient timp pentru fiecare copil în parte, dar să ceva timp. Da, da. Și acum, de ceva timp de când au crescut ăștia mari și avem adolescenți, ne-a plăcut să mai avem ieșiri cu ei. Eu cu fata, el cu fata sau cu băieți. Au mai plecat băieții cu Lucian și așa timp. Nu neapărat, haide acum să ne punem să povestim, zim ce ai pe suflet, că nu știu dacă chiar povestesc instant adolescenții ce au pe suflet. Da. Ei să vadă în noi disponibilitatea de a le fi alături și de a le arăta că suntem acolo, lângă ei. Și am făcut asta de mici. Și faptul că am făcut lucrul ăsta de mici, a le arăta că suntem lângă ei și că îi înțelegem și că i-am încurajat să spună când au ceva de spus, nu le-am zis că n-am timp pentru tine acum. Văzând lucrul ăsta de mici, acum așa fac și în continuare. Și sperăm că vor face așa și când vor fi adolescenți mai mari. Da. Vreau să zic că a fost o provocare pentru noi. Cred că suntem printre puținele familii care nu știm ce urmează peste o lună, peste două. Nu avem un salariu fix pe care să poți să-l stabilești, care să cheltuiești. E dificil să trăiești așa. Da. Da. Și copiii au înțeles lucrul ăsta, faptul că Adelina, de exemplu, ar putea să fie și ea încadrată, să meargă la lucru, mai ales că a făcut atâta școală și așa mai departe. Ei au realizat că dacă stăm acasă, mai am eu o vorbă pentru mine, să nu iubesc orele suplimentare, să iubesc să vin acasă. Și ei observă lucrul ăsta, zice, tate, dar tu dacă mai stăteai o oră plecat la lucru, mai câștigai ceva bani. Și cred că lucrul ăsta iubesc la noi. Și atunci când suntem cu ei, sunt foarte atenți. Mie mi se pare că așa maturi, așa înțelegători, așa, parcă nu le găsești niciun defect. Ce drăguț. Atât, îți gălăgioși și foarte, foarte mare. Normal. Suntem conștienți că copiii nu prețuiesc mai mult lucrurile decât timpul. Relația, practic, cu voi. Și relația. Și da, au și ei cerințe și vor și una și vor și cealaltă și vor și de cealaltă. Da, da, da. Dar ai noștri înțeleg că timpul petrecut cu ei e important și ce știm și mai sigur e că își vor aminti cu drag de timpul ăsta. Poate acum, poate în adolescență, poate în viitor, nici nu știm exact ce va fi. Poate nu o să prețuiască neapărat, dar mai încolo își vor aminti cu drag de timpul ăsta și ne place să zicem că avem cufărul nostru cu amintiri, cutia noastră cu amintiri și să colecționăm acolo tot felul de momente, tot felul de așa, mărunte și mari, și lucruri mici, și lucruri mari, dar amintiri frumoase de care să-și amintească cu drag. Din dorința de a avea tot ce, să nu lipsească nimic copilului, mulți părinți lucrează într-adevăr foarte mult să le ofere lucruri materiale
Dar iată, este mult mai important și chiar și pentru ei, și ei înțeleg că e mai important să fiți împreună, să aveți timp de petrecut împreună, decât să vii cu banii care să-i cumpere ceva. Foarte interesant gând și sper că și cei care ne urmăresc se vor medita la acest aspect al vieții lor, al relației pe care ar putea să o aibă în, poate în defavoarea unui surplus financiar, care până la urmă nu trebuie să trăim în lux ca să fim fericiți. Exact. Suntem pe finalul emisiunii și aș vrea să vă adresez o ultimă întrebare. Da, da. Curge repede timpul, nici n-am vorbit despre voi doi prea mult. Dar ca o concluzie așa, din ce ați trăit voi în 16 ani, cu toate și cu copii și cu iubirea voastră, ce sfat ați avea pentru alte familii? Ce ați învățat voi? Este cel mai prețios lucru în familie să? Sau, nu știu, un gând așa legat de relația de cuplu? Au. E greu să concentrezi, nu? Exact. Învăț în fiecare zi că e mai ferice să dai decât să primești. Am iubit enorm lucrul ăsta, să pot să mă dedic, să zic că mă jertfesc, parcă e prea mult, deși ăsta e apogeul. Da, îmi place foarte mult când plusul meu, de fapt, îl aduc spre ea, spre Adelina. Timpul meu, dacă ar fi să am ceva timp liber, să pot să îl dau ei, nu știu, am început să iubesc lucrul ăsta. Și ăsta e poate un gând. Așa a fost și pe invitația de nuntă scris. Da. Citatul ăsta l-am avut cu singura măsură a iubirii este a iubi fără măsură. Ce frumos. Da. Pe invitația de nuntă. Și un gând care îmi stă mie foarte mult în minte în ultima perioadă și îl simt ca fiind foarte adevărat. Să nu căutăm noi persoana potrivită, ci să fim noi acea persoană potrivită. Adevărat. Deci să fac tot eu, în dreptul meu, să fac tot ce ține de mine ca să ofer iubirea, să-mi ofer timpul meu. Să nu aștepți de la celălalt să fie mai nu știu cum. Tu trebuie să... Eu să fiu și apoi celălalt e fir de la sine. Chiar am început cu ideea asta de Hristos care a jertfit totul. Da. Și în zilele astea ne aducem aminte de faptul că o dragoste atât de mare a avut încât a dat totul. Și acum noi știm că în familie suntem imaginea cerului, da. El, mirele care atât de mult și-a iubit mireasa. Și atunci noi în familie vedem că suntem chemați să iubim în același fel, dăruind totul, fără să așteptăm în schimb să ni se ofere. Da. Ele, dacă vin, ne bucurăm foarte mult de tot ceea ce vine și într-adevăr vine ca un răspuns al iubirii, dar scopul meu este să o împlinesc, să o văd fericită pe ea. Asta e bucuria mare. Știi, eu învăț de împreună încercăm să învățăm copiii să fie la fel. Minunat. Îmi pare tare rău că așa de scurt a fost timpul, m-am fi vrut să povestim, dar poate vom mai avea altă ocazie. Vă mulțumesc din suflet pentru gândurile voastre, pentru deschiderea de care ați dat dovadă și ne-ați povestit despre ceea ce voi trăiți. Vă mulțumesc! Și noi mulțumim și ne-am bucurat să te cunoaștem și mulțumim de invitație! Cu mare drag! Dragii mei, se încheie aici emisiunea din această seară. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Sperăm că vă plac aceste emisiuni și că veți fi alături de noi și duminica viitoare de la ora 19. Acum vă las cu emisiuni frumoase în continuare. Pe A7 TV puteți urmări Spunem Cum cu Antonia Pădulu. La revedere, o seară frumoasă! Ce-mi doresc, mă fac să plutesc, simt
Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.